Cum, cum ați ajuns noastră la aceste idei? Așa ca să facem un istoric, ați, sunteți antreprenor, ați creat... Da, dar planet. la bază sunt economist. Economist, da, nu? Da. da. Și în, în timpul activității dumneavoastră v-ați dat seama în timp, așa că totuși pe undeva sunt niște fisuri în organizarea... Da, acum ca antreprenor director. întotdeauna tu ai o preocupare, mai ales când ești pe banii tăi pentru optimizarea consumului de resurse. Uh -huh. da. Și atunci, sigur că noi urmărim eficiența în toată activitatea noastră. Uh, ulterior, sigur că te preocupă și la nivelul societății. Pentru că nu te poți izola tu de societate. Dacă ție îți merge foarte bine și lumea din jurul tău e foarte săracă, păi ieși și tu în pericol. Da. Nu poți să zici, da, da, eu stau foarte bine, dar lumea în jurul meu e sărăcită. Păi, în momentul ăla, este periculos și pentru tine și atunci tu trebuie să creezi și în jurul tău, pe o rază cât mai mare dacă se poate, oameni care să o ducă bine. Și iată, apare această preocupare pentru optimizarea resurselor unei societăți, a unei comunități, a unei țări chiar. Și am avut chestiunea asta, și după aceea am avut timp la dispoziție să studiez chestiunile astea. Plus. Faptul că îți cade chiar puterea ta de cumpărare pe resursele economisite. Deci, eu, în timp ce aveam o activitate economică intensă și am produs mai multe resurse decât am consumat în acel timp, da. pentru că nu m-am plimbat cu avioane private, de ce am făcut lucrul ăsta, ca să pot acum să vin la emisiune la dumneavoastră, să fac ce îmi place. Uh -huh. Nu ceea ce doresc alții. Să scriu o carte, să vin la emisiuni, să mă plimb. E eu. Mie mi se răpește această putere de cumpărare datorită inflației și mi se pare uh, total uh, injust. Mm -hmm. Dar nu sunt doar eu în uh, această ecuație, oricărui om, așa cum am uh, demonstrat anterior, uh, îi este furat timpul și practic vedeți că oamenii Toci sunt în această rotiță a șoricelului. Toți cei -au care -au economisesc, fixe. plus cei care au venituri fixe, pensionari. Sal salariații, pensionarii, bineînțeles, ei sunt prejudiciați. Dacă e să-l parafrazez pe Marin Preda, pensionarii sunt cei mai în dintre pământeni. Uh -huh. Asta este realitatea. Am făcut un calcul pe pilonul întâi de pensii, cred că vorbeam la, mai devreme, doar pe pilonul întâi de pensii. Cât contribuie omul în valoare nominală în cei 30-35 de ani, care e durata medie de staționare în câmpul muncii? Comparativ cu cât primește în cei 5-10 ani, care îi mai are ca speranță de viață, după pensionare, tot pe medie, în valoare nominală o să vedeți că primește mai puțin, semnificativ mai puțin, probabil cam la jumătate. Uhum. Și dacă raportezi și la puterea de cumpărare, adică cât ar fi putut achiziționa la momentul contribuției la pensie, în grame de aur, în baril de petrol, în metri cub de gaze, în resurse naturale, da, ia gramele de aur dacă vrei, versus puterea de cumpărare la momentul la care el primește acei bani la pensie, mi-a rezultat o diferență pe medie la nivelul fiecărui individ în echivalentul unui kilogram de aur pe parcursul vieții lui. Uh -huh. Deci doar prin pilonul întâi de pensii, individul este prejudiciat cu echivalentul unui kilogram de aur. Uh -huh. Unde se duc acești bani? Se duc în cheltuierile expandate ale unui stat și în pensiile speciale. Uh -huh. Astea sunt nedreptăți asupra căruia societatea ar trebui să se aplece. Noi stăm și ne uităm la ce a făcut Tate, la ce a făcut Pizurcă, la... adică sunt teme secundare în raport cu marile teme care uh, trebuie să preocupe omenirea.